Pentru poporul român, satul este un element de permanență, de adăpost, de locuire neîntreruptă pe aceste meleaguri. Pe bună dreptate se spune că pe teritoriul României avem de-a face cu creații ale artei populare, care se numără printre cele mai interesante și mai vechi manifestări ale artei populare europene. Felul în care s-au păstrat și conservat ele, dar mai ales cum au evoluat în timp, a stat în permanență în atenția Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, cel care cercetează neobosit elemente ale culturii populare tradiționale ialomițene și românești. Astfel, de această dată, ne-au purtat pașii în vatra folclorică Rădulești, în extremitatea de vest a județului. Aflată la aproximativ 30 de kilometri de municipiul Urziceni, pe valea râului Prahova, comuna are în componența sa satele Rădulești, Răsimnicea și Movileanca. Legenda spune că însuși Mihai Viteazu a împroprietărit pe unul din spătarii săi pe nume Rădulescu pentru merite deosebite în luptele purtate. Probabil de aici și-a luat numele și boierul Rădulescu Filiti, cel care a stăpânit aceste meleaguri vreme de mulți ani și al cărui mormânt este și astăzi în curtea bisericii din localitate. Aici am întâlnit unul din puținii veterani de război din județul Ialomița, Mihai Constantin. În vârstă de 96 de ani, cu emoție în glas ne-a depănat amintiri din perioada celui de-al doilea război mondial. Printre fotografii vechi și decorații, fiica acestuia, profesoara Pascu Maria, ne-a oferit o mărturie cutremurătoare, păstrată timp de 70 de ani. O scrisoare de pe front, trimisă de un fin al socrului său familiei. O să spicuim câteva rânduri. Mintea este obosită de atâtea vizualități, însă suntem doritori de o eventuală curiozitate. De ce culoare va fi acea pace pe care o așteaptă o omenire și pentru care se cramponează atâta armată? Suntem foarte aprigi până în prezent, căci până acum am avut doi dușmani. Gerul de minus 36 de grade și rusul de două parale. Județul Ialomița se mândrește cu o bogăție de tradiții în arta populară, dar și cu dorința oamenilor de a le păstra. Unul dintre meșteșugurile cele mai cunoscute în zona Ialomiței este meșteșugul țesutului. Torsul și țesutul, atât de răspândite în România și atât de apreciate în gospodăria ialomițeană până în zilele noastre, se pierd ca origine în timpuri îndepărtate. Ele ocupă un loc aparte în arta tradițională. Țesutul și cusutul se făceau în familie și erau îndeletniciri de bază ale femeii. De la piesele de port cotidian, la cele de sărbătoare și până la textilele care îmbracă locuința, totul era lucrat de mâinile harnice ale femeilor de la sate. În fiecare casă, pe vremuri, exista un război de țesut. Iar copilele, de mici, învățau de la mamele și bunicile lor arta minunată a țesutului. Tot ce era în casă și în lăzile de zestre era realizat de mâinile iscusite ale creatoarelor. Și obiceiul nu s-a pierdut. Sevastița Anton, Gherghina Iordache, Maria Mocofan, Petra Iordache, Constantina Nedelcu, Zoia Vasile, Constantina Pantazi, Smaranda Zoie sunt doar câteva dintre acele minunate creatoare care cu pricepere și migală oferă locuitorilor din Rădulești adevărate opere de artă. Astăzi, unele dintre ele dezvoltă adevărate pepiniere de tineri creatori, educându-i pe aceștia în spiritul creației tradiționale. În comună nu s-au pierdut nici vechile meserii, meșteșugurile ce asigurau traiul unor familii numeroase. Foarte apreciate sunt acelea de care colectivitatea are nevoie și care sunt realizate de meșteri talentați și pasionați de munca lor, dulgheri, lemnari, fierari, rotari, dogari, împletitori de nuiele. Oamenii de aici încă se îndeletnicesc cu aceste meșteșuguri.
Nume ca Nicolae Cristea sau Ion Constantin sunt doar câteva dintre cele cu care locuitorii din Rădulești se pot mândri. Din păcate, meșteri pricepuți sunt din ce în ce mai puțini. Au îmbătrânit, iar meșteșugul pare să piară odată cu ei. Meșterii satului continuă să fie unicii mesageri ai tradiției locului, preluată din tată în fiu, luptând cu orice preț ca aceasta să nu se stingă. Pe lângă ceremoniile bisericești, care sunt cinstite cum se cuvine, locuitorii din Rădulești nu tratează cu indiferență nici obiceiurile și datinile străbune. Astfel, ziua de 9 martie, străvechiul început de an agrar și hotar calendaristic între iarnă și vară, este întâmpinat în comună prin numeroase obiceiuri, credințe și practici magice. Femeile fac în casă mucenici, îi duc la biserică și îi împart săracilor. Bătrânii satului mai spun că în această zi este bine să se pornească aratul. Obiceiul mucenicilor a fost surprins de noi anul acesta în gospodăria familiei Mocofan, unde gazda ne-a făcut o adevărată demonstrație de măestrie culinară. Am părăsit aceste locuri și acești oameni minunați, înzestrați cu harul muncii și omeniei, cu promisiunea că ne vom întoarce mereu cu aceeași plăcere. Am mulțumit gazdelor pentru sprijinul acordat. Bărăganul ialomițean, ținut încărcat de istorie și cultură, a beneficiat de un patrimoniu uman ce și-a alimentat forța creatoare din generație în generație, adăugând permanent noi valori, expresii ale artei ialomițene, ce identifică această binecuvântată vatră de spiritualitate. Contribuția Ialomiței la zestrea spirituală a spațiului românesc, înscrisă în Cartea Valorilor Neamului, este cu atât mai notabilă cu cât acoperă o diversitate de genuri artistice, numele multora constituind repere pentru generațiile ce se succed. Cu siguranță, copiii acestor oameni minunați nu vor uita nici când dansul, cântecul, arta și meșteșugurile strămoșești și le vor purta cu ei oriunde îi va duce viața. Prin ei, satul păstrează și duce mai departe cele mai frumoase tradiții durabile ale bărăganului ialomițean. Păstrător al virtuților noastre și al istoriei, leagăn al artei milenare, satul ne este rădăcina, taina și temelia. O lume cu rosturi și rădăcini adânci care va exista veșnic.